De la un copil de 5 ani care a devenit cunoscut în toată lumea prin antrenamentele extreme pe care le făcea, Giuliano Stroe, cunoscut ca micul Hercule, vrea să devină sportiv de performanță. Acum este un adolescent cu vise și planuri mărețe, dornic să cunoască succesul. Are 16 ani și a început să participe la competiții din ce în ce mai importante. Recent a luat parte la prima ediție a Cupei Samurai Olt, o competiție de kickboxing ce s-a desfășurat la Slatina. Antrenat de tatăl său, Giuliano Stroe a luptat dur în ring pentru a-și învinge adversarul. A fost un pic greu, așa, pentru prima dată. Prima competiție la care participi? Da. A evoluat foarte bine, văzând că este prima competiție la care participă de kickboxing. Chiar m-a uimit, nu mă așteptam să fie chiar așa dibace. S-a descurcat cu un adversar care părea mult mai greu decât el. S-a descurcat foarte bine, mi-a plăcut de el. Giuliano practică boxul de câțiva ani, iar obiectivul său este să obțină victorii pe linie. Vrea să devină un sportiv cunoscut în întreaga lume și are chiar și un model. Ce ți-ai dorit tu să faci și ce faci în momentul? Box. Box? Da. Ce de mult îți place? Foarte mult. De ce ne-ți place ție cel mai mult? Mayweather. Ce faci la antrenament? Încălzire, box cu umbra, coardă, minge. Tatăl lui Giuliano, Iulian Stroie, este mândru de fiul său. Îl susține, îl pregătește și îl însoțește la toate competițiile la care participă. Dacă până acum micul Hercule a mers doar la concursuri naționale la care a participat cu succes, acum el se pregătește și pentru competiții sportive internaționale. Sper pe viitor să participăm și la alte gale de kickboxing, dar în același timp urmăm boxul. Boxul este un sport olimpic și dorim să ajungem la performanțe mai înalte decât campionatele naționale la care a participat deja. A ieșit locul 3, 2 ani în urmă. Anul trecut a avut o accidentare la umăr și a pierdut în primul meci, n-a avut timp de antrenament. A fost neantrenat decât o săptămână înainte de campionat, atât am făcut, după 2 luni de pauză. S-a descurcat foarte bine, a făcut un meci cu un băiat de la Dinamo foarte bun, a ținut bine pasul, s-a descurcat foarte bine. Și sper anul acesta să obțină locuri mai prestigioase, să zicem așa, în primele două. Giuliano Stroie și fratele său Claudio sunt antrenați încă de mici de tatăl lor, care a înființat și un club de box personal. Micul Hercule a intrat în cartea recordurilor la vârsta de doar 5 ani pentru exercițiile fizice extraordinare pe care a reușit să le facă. Atunci a devenit cunoscut în toată lumea, fiind invitat la numeroase emisiuni de televiziune.